Un mesaj pe care simt să vi-l transmit. Adevărul nu alege nicio tabără. În realitate, să știți că nu există adevărul aici, într-o parte, într-o tabără, și minciuna în cealaltă tabără. Nu are cum să fie așa. Adevărul conține totul. Toate elementele care sunt conținute de către adevăr, aici pe pământ sunt denumite religii, căi spirituale, dogme, ideologii, filozofii și tot așa. Toate sunt conținute de același adevăr. Dacă te găsești într-o anumită tabără cu intenția, cu instinctul de a arunca cu pietre în altă tabără, dragul meu sau draga mea, să știi că nu ai cum să te afli în adevăr. Din adevăr, totul este văzut exact așa cum este. Nu este nimic negat, nu este nimic ales într-un anume fel. Totul este văzut exact așa cum este. Dacă omul se poziționează într-o parte sau în alta, acele poziționări mereu vor fi ale minții, ale egoului și vor avea în spate o identitate personală. Iar această identitate personală, ce să vezi, este încă un ingredient mic, 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 extrem de mic, conținut de același adevăr, la care fiecare poate avea acces dacă lasă deoparte aceste păreri despre sine, păreri despre alții și îmbrățișează viața exact așa cum este, fără a mai alege vreo tabără. Dacă îi vezi pe cei din jurul tău că aleg tabere, tu fă un pas în spate, stai cu tine. Și vei vedea că viața te va pune exact acolo unde ți este locul. Am simțit să-ți transmit acest mesaj. Poate că era nevoie să îl auzi acum, în acest moment. Trăim într-adevăr vremuri care sunt în toate felurile. Furtunoase, agitate. Dar când furtuna este mai mare, tu nu te îngrijora. Fă un pas în spate. Retrage-te în liniște, retrage-te în inima ta. Stai acolo. Și vei descoperi că orice ar fi, oricum ar fi, totul este bine. Mulțumesc. Să ai o seară sau o zi minunată.